A fost odată ca niciodată. A fost un împărat mare și puternic, care avea 3 fii. Împăratul avea însă o mare supărare. Lângă palat, în fundul unei grădini de-a lui, se afla un măr care făcea mere de aur. Dar de fiecare dată, când merele dădeau în pârg, noaptea venea cineva și le fura pe toate. Zadarnic încerca împăratul să păzească mărul. De fiecare dată, pasnicii veneau la el spunând același lucru. Măria ta, măria ta, iarăși au fost furate merele de aur. În van am pus pe cei mai aleși pasnici. De mulți ani tot văd acest pom înflorind și legând rod. Când merele dau în pârci, când sunt bune de mâncat, le culege altcineva. Dar cine? Nu-i nimeni vrednic să prindă tâlharul. Am să pun slujitorii să tai copacul. Tată! Ce-i fiul meu? Tată, dintre toți fiii tăi, eu sunt cel mai mare. De mic copil m-am plimbat prin grădină și am văzut roadele frumoase în mărul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Nu tăia pomul. Mai lasă-l un an. Și când merele vor da în pârg, am să stau eu însumi de pază și mă prind că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. Dragul meu, atâția oameni vrednici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Da, iată, bănduplec și te las să stai de pază. Chit că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Și fiul cel mare al împăratului, când merele prinserea se pârbui, începu să le păzească zi și noapte. Dar într-o dimineață... Tată! Tată, merele de aur au fost iarăși furate. Acum, fiule! Doar ai stat chiar tu de pază. Da, stăteam de pază și cam pe la miezul nopții m-a apucat o piroteală de nu mai puteam ține ochii deschiși. Și am adormit. Cât voi fi dormit eu, nu știu. Dar când m-am trezit, se lumina de ziua. În copac nu mai era niciun măr. Împăratul s-a întristat tare și ar fi tăiat îndată mărul dacă fiul cel mijlociu nu l-ar fi rugat să-l lase și pe el să-și încerce norocul. Anul a trecut repede și merele au început să se pârguiască. Fiul cel mijlociu, mândru și plin de încredere, se înfățișe împăratului. Tată, mi-a venit și mie rândul să încerc. Din noaptea asta voi păzi eu mărul din fundul grădinii. Am bună nădejde că mie nu-mi va scăpa hoțul. Dar și fiul cel mijlociu a dormit pe la miezul nopții, la fel ca și fratele său mai mare. Întristat, împăratul chemă la el oamenii și le porunci să taie mărul din rădăcină și să-l arunce la hotarul țării. Dar Prâslea, fiul cel mic, se înfățișe pe dată. Tată, tată, de atâția ani n-ai avut niciun folos de la acest măr și ai tot dreptul să fii necăjit. Dar mai lasă-l, te rog, un an. Vreau să-mi încerc și eu norocul. Fugi de aici, Prâsliu. Dacă frații tăi mai mari n-au izbutit, cum poți crede că tocmai tu vei fi acela care să-l prinzi pe hoțul merilor de aur? M-am săturat să-l tot văd încărcat de mere aurii în fiecare, nici unul dintre ele. Aici trebuie să fie o vrajă, fiul Miru, altfel nu pot pricepe. Du-te mai bine și te joacă. Bătrâna mea doică mi-a spus că mărul acesta are ceva deosebit. Atunci când îi se fură roadele, scad apele, sărăcesc holdele, se abat furtunile peste țară. Asemenea vorbe mi-au ajuns și mie la ureche. Vorbe numai!
Am să pun oamenii să-l tai, să se isprăvească odată cu acest... Rogu-te, rogu-te, tată. Mai lasă-l un an. Fiul meu, îmi vine greu să-mi schimb hotărârea. Dar, fie, văd că ții mult să încerci și tu. Da. La anul însă, nicio rugăminte nu mă va mai îndupleca. Tată, iată că a venit vremea să stau și eu de pândă. Merele au dat în pârg. Am văzut. În anul acesta, mărul mi s-a părut mai încărcat de flori ca oricând. Păcat de mere. Du-te, dragul tate. Dar negreșit că și tu ai să te întorci rușinat, ca și frații tăi mai mari. Frații mei și toți cei care au stat de pază la acest măr spuneau că noaptea îi apucă un somn pe care nu-l puteau birui. Ce să fac eu să nu dorm? Da, da, da. Am să-mi fac două țepușe de lemn. Uite, chiar din crengile astea. La un capăt le ascund bine. Da, și... și le înfig în pământ. Așa. Una în fața mea, iar alta în spate. Bun. E, acum, chiar dacă îmi vine somn, mă înțep în ele. E, greu mai trece timpul. A, uite că se luminează de ziua, cântă cocoșii. E, a trecut o noapte. De două nopți de când stau de pândă, nu s-a întâmplat nimic. Ce frumoase s-au făcut merele. Sunt aproape coapte. Să-mi așez țepușele și să stau iarăși de veche. Cred că a trecut miezul nopții. Nopția afară e sus, sus de tot. Dar ce se aude? Să-mi pregătesc arcul. Ce să fi fost? Bine că se luminează de ziua. Uite! Picături de sânge. După ele se poate cunoaște pe unde a fugit tâlharul. Tată, ți-am adus merele de aur. Merele de aur. Merele de aur. Amar de ani de când am dorit să le am pe masa mea. Și tocmai când îmi pierdusem orice nădejde. Fiule, mi-ai făcut o mare bucurie. Credeam că mă voi stinge fără să gust din aceste minunății. Prâsleu, te-ai arătat mai vrednic decât frații tăi. Le privesc și nu mi se satură ochi. Acum trebuie să-l caut și pe hoț. După cum se pare, l-am rănit cu o săgeată. Sub măr am găsit câteva picături de sânge. Să te duci să-l cauți? Da, tată. De ce, fiul meu? Cine știe ce primejdii se potrivi? Dacă tu vrei, dacă inima ta te îndeamnă, eu nu pot să te opresc. Dar cred că mai bine te-ai lăsat pe gubaș. Nu, tată, sunt hotărât. Cum ți-e voia? Dar ca să nu fii singur la greu, ia-i din porunca mea și pe frații tăi mai mari. Cei doi frați nu se bucurară de izbânda lui Prâslea, dar nu avură îndrăzneală să se împotrivească tatălui lor.
Și merseră ei, merseră după picăturile de sânge cale lungă, tocmai dincolo de hotarele împărăției, până ajunseră la marginea unei prăpăstii. Cred că aici a intrat poțul, măi, Prâzlu. Uite că se pierde urma. Eu zic să ne vedem de treabă. Prăpastia e adâncă. Cine știe ce mai putem păți? Eu nici nu mă gândesc la prăpastie. Dacă voi vă temeți, așteptați-mă aici, că eu am să cobor singur. Cum vrei. Noi, ca frați mai mari, te-am sfătuit de bine. Uite, dați-mi drumul cu funia asta, da. Iar astălaltă, să știți că o voi folosi pentru a vă da de veste. Bine. Când o scutur, voi să mă trageți afară. Frații săi, care nu-l iubeau deloc, s-au bucurat gândindu-se că poate Prâslea își va găsi sfârșitul în prăpastia aceea. Și l-au coborât cu funia până când au simțit că a ajuns în fundul ei. Acolo, Prâslea a văzut schimbate florile, copacii viețuitoarele. Pasămite ajunsese tocmai pe tărâmul celălalt. Mergând, zări un palat făcut numai și numai din aramă. Când se apropie, în fața palatului ieși înainte o fată. Omule, ești pământan de-al meu, de pe celălalt râm. Cum ai ajuns aici? Nu știi că ăsta e palatul zmeului? Dar tu, cum de te afli aici, fată frumoasă? Suntem trei surori, fete de împărat de pe tărâmul de unde ieși tu. Trei zmei ale căror moșii se întind pe aici ne-au furat de la părinții noștri și ne sile să-i luăm de bărbați. În palatul ăsta stă zmeul cel mic. Mai departe, în palatul de argint, stă zmeul mijlociu. Așa. Iar cel mare stă în palatul de aur. Dar și zmeul din acest palat, unde e acum? Umblă la vânat. Când vine acasă, își aruncă întâi buzduganul cale de-o poștă. Buzduganul vine șuierând, lovește în ușă, bate în masă, apoi sare în cui. Auzi, ascunde-te că zmeul trebuie să sosească. Și aruncă buzduganul. Repede, ascunde-te. Aici miroase carne de pământean. Ce-i cu tine, voinicule? Ți s-a urât cu binele? Vrei să-ți rămână oasele pe acest tărâm? Am venit să dau ochii cu hoții merilor de aur din grădina tatălui meu. Ce? Și să-i pedepsesc cum le se cuvine. Îndrăznești? Să ne încercăm puterile. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În sălbii să ne tăiem? Ori în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că-i mai dreaptă. Atunci, haide! Și s-au luptat până când zmeul îl băgă pe Prâslea în pământ până la glezne. Prâslea se opinti, ieși din pământ, îl ridică pe zmeu și îl băgă în pământ până la genunchi. Apoi cu sabia îi tăie capul. Viteazule, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut scăpându-mă de zmeu. Fie-ți milă și de surorile mele și le scapă și pe ele. Îți arăt eu drumul. Dar mai întâi, uite, pocnește din biciul ăsta. Da? Palatul și toate bogățiile zmeului se vor preface într-un măr. Ia să încerc. Și Prâslea a pornit spre palatul de argint. Cel de-al doilea zmeu fu și el răpus. Dar nici pe trupul acestuia nu se afla urma săgeței trase în noaptea când păzise mărul. Bucuria celor două surori a fost fără margini. După ce s-au odihnit și s-au ospătat, Prâslea a prefăcut și palatul de argint într-un măr. Apoi, însoțit de cele două surori, porni spre palatul de aur, unde se afla sora cea mai mică, dar și cea mai frumoasă dintre toate. Tocmai când stăteau cu toții de vorbă, se auzi prin văzduh șuieratul buzduganului. Ascunde-te, prea.
Prâslea, ascunde-te! Dar nu pentru a mă ascunde am ajuns eu aici. Uite-l pe Zmeu. Cine a îndrăznit să-mi calce hotarele? Ia ca eu, Prâslea! Cel ce te-a rănit atunci când ai venit să furi merele de aur, mai ai și acum semnul săgeții mele în obraz. Tu ești tâlharul! Am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum de încercat să ajungi până aici? Nu stă bine capul pe umeri? Vedem noi până la urmă. Hai mai bine să ne luptăm. Luptă dreaptă! Să ne luptăm! Hai! Vai, surioarelor, tare mi-e frică să nu-l omoare Zmeul pe Prâslea. E mai bine de 3 ceasuri se luptă. Lasă că până la urmă îl dovedește el Prâslea. Dar ia bagă de seamă la ce spun ei. Ești tare, dar tot eu te răbune. Hei, fată! Da? Adu-mi repede o oală de apă, că nu mai pot de sete. Și-ți voi dărui toate potoabele lumii. Ba mai bine, adu-mi mie apă, fată frumoasă, că-ți voi dărui inima mea. Bea, voinice! Și scapă-mă de Zmeu! Până aici ți-a fost Zmeule! După ce se mai luptară ei o vreme, Zmeul îl apucă pe Prâslea și îl băgă în pământ până la brâu. Dar Prâslea ieși repede și îl apucă pe Zmeu, îl trânti cu atâta putere că îl băgă în pământ până la gât. Scoase sabia și îi reteze capul. După ce a prefăcut și Palatul de Aur tot într-un măr, Prâslea și cele 3 fete de împărat au plecat spre locul unde așteptau cei 2 frați ai lui. Frumoase fete de împărat, sus, unde se vede lumina aceea, este tărâmul nostru. Frații mei se află acolo și din vor scoate pe rând cu frânghia asta. Aveți răbdare să scutur frânghia ca să le dau de veste. Uite, așa. Dragă frate, ia vezi, nu se mișcă frânghia? Ba da, să știi că Prâslea a scăpat cu viața. N-ar mai fi scăpat. Acum se piții, tot numai pe el o să-l lau. Mare scofală ce a făcut. Eu aș zice... Dacă ar scăpa de aici, de sus până jos în fundul prăpastii. Tocmai, praful s-ar alege de el. Ce spui? Ce să zic, tine? Hai să le ridicăm cât mai sus, ca să aibă de unde să cadă. Hai, așa, sus. Frate, ce văd? De frânghie e legată o fată. Cum? O fată? Da, frumoasă, frate. Așa, de mâna luminoasă zână. Uf, credeam că nu mai ajung pe lumea asta. Dar ce ai cătat pe celălalt tărâm? Noi suntem 3 fete de împărat și Zmeu... După ce au fost scoase afară și celelalte 2 surori, Prâslea se gândi îndelung. Știa că frații săi nu-l iubeau. De mici se arătaseră răi și pismăreți. Pe Prâslea îl cuprinse o teamă. Nu o simțise nici când păzise merele de aur și nici în luptele sale cu smeii. Dar acum inima îi spunea ceva. Și ca să încerce credința fraților, acum când îi veni rândul, legă o piatră de funie și puse căciula deasupra ei. Și bine s-a gândit Prâslea. Prâslea, uite-l pe Prâslea. Surioarelor, stați mai încolo, pe iarbă, și vă odihniți, că noi terminăm îndată. Fii cu băgare de seamă. Fără grijă. Dă-i drumul, acum! Prâslea! Prâslea! Ce s-a și i-am spus, uite, nu s-a legat bine și s-a prăbușit în adâncuri. Așa a fost el de când îl știu. Să facă el pe viteazul. Maria ta, ți-au sosit feciorii. Unde sunt? Feciorii mei, unde ați stat atât amar de vreme? Tată, îți aducem o veste grea. Ce? Ce s-a întâmplat? Tată, Prâslea, fratele nostru iubit, nu mai este. Împăratul s-a mâhnit de moarte,
Dar cei doi frați începură pregătirile de nuntă cu cele două surori mai mari. În vremea aceea, Prâslea se gândea cum să iasă la lumina zilei și cum se frământa el cu mintea numai ce auzi. Tot ce e acolo? Nu vă temeți! Nu vă temeți, puișor de vulturi! Mai este și Prâslea pe aici! Așa! Legioană spurcată! Na! Na! Satură-te! Ne-ai scăpat de Balaur! Cum să-ți mulțumim? Vino lângă noi să te ascundem! De ce? Când o veni mama, să nu cumva să te înghită de bucurie! Ascunde-te sub aripile noastre! Vine mama! Ce văd? Balaur ucis! Cine mi-a scăpat puii de la moarte? Cine? Mama, un om de pe tărâmul celălalt. Și unde este? Să-l văd, să-l văd! Dar nu-l mănânci de bucurie? Vă făgăduiesc că nu, dragii mei! Uite-l, mamă! Acesta este voinicul care l-a ucis pe Balaur. Cum să-ți mulțumesc, voinicule, că mi-ai scăpat puii de la moarte? Ce bine să-ți fac! Eu nu ți-am scăpat puii pentru ca să-mi faci vreun bine. Dar dacă vrei, poți să mă ajuți. Scoate-mă pe tărâmul celălalt. Ei, dar greu lucru îmi ceri. Dar nu pot să nu te ajut. Pregătește 10 pâini, da? Și 10 ocale de carne făcute bucățele de câte o ca una și da, fii gata de drum. Da. Iată, am pregătit cele ce mi-ai cerut. Urcă-te pe spinarea mea, aha, cu merinde cu tot. Și de câte ori voi întoarce capul, da? Să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne. Ei, ești gata? Da, gata. Rămâneți cu bine, puișorilor. Drum bun, voinicule, drum bun, drum bun. Și astfel Prâslea ajunse din nou pe tărâmul de unde plecase. După ce își lua rămas bun de la pasărea măiastră, plecă spre cetatea unde trăiau părinții săi. Pe drum, spre bucuria sa, Prâslea a văzut că holdele erau frumoase și pline de rod, iar oamenii veseli. Se vede treaba că cele ce îi spusese Doica erau adevărate. De când zmeii nu mai furau merile de aur, oamenii trăiau mai bine. Ei, ajungând în cetate, Prâslea află că fata cea mai mică este tot nemăritată, deși împăratul și frații săi osilesc să-și ia un bărbat. Chiar atunci i-a aduseseră un prinț, dar fata ceruse ca mai întâi să-i se facă o furcă cu cairul de aur care să toarcă singură. Auzind aceste lucruri, Prâslea, pe care nimeni nu-l mai recunoscuse, se tocmi ucenic la starostele argintarilor, căruia împăratul îi poruncise să facă lucrurile cerute de fata cea mai mică. Stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca poruncită. Mai sunt numai 3 zile până la soroc. Lasă-mă pe mine să o fac. Atâția meșter mari n-au izbutit și tocmai un trânțăros ca tine să o facă. Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, să-mi faci ce vei voi. Până la urmă, argintarul se învoi, mai ales că nici el nu știa ce să mai facă. A treia zi, Prâslea, care avea la el cele 3 palate ale smeilor cu tot ce se afla în ele, prefăcute în mere, scoase furca din mărul de aramă și o dădu argintarului. Acesta, mirat peste măsură, o duse la palat. Măria ta, am adus furca pe care mi-ai poruncit-o. Iată. Toarce singură caier de aur. Măiastră lucrătură ai făcut, meștere. Știam eu că cei mai pricepuți argintari sunt în împărăția mea. Să o arătăm și domniței. Fata cea mică, văzând furca, simți un fior prin inimă. Vezi că ea recunoscuse lucrătura și percepu că Prâslea trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci ea ceru împăratului o cloșcă cu puii de aur care să meargă și să mănânce.
argintarul care fusese bine răsplătit de împărat pentru furcă, se întoarse acasă tare supărat. Dar Prâslea și de data aceasta îl scăpă din încurcătură. Din mărul de argint el scoase cele cerute de domniță și le dădu argintarului. Acesta, plin de bucurie, cu gândul la plata ce va primi, plecă la palat. Iată, fata mea, ți-am împlinit și această dorință. De acum să te pregătești de nuntă. Maria ta, cine a făcut aceste două lucruri trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește rogul de argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Cum o să aducă înaintea mării tale pe meșter? Fiindcă este un om prost și trențăros, care nu este vrednic să-ți vadă fața. Oricum ar fi să-l aduci în fața noastră, argintarule. Nemai având ce face, argintarul îmbrăcă pe Prâslea în haine noi și îl duse la palat. Fata cea mică, cum îl văzu, se repezi la el și, plângând de bucurie, spuse: Împărate, acesta este viteazul care ne-a scăpat din ghearele zmeilor. Prâslea, fiul meu, tu ești. Dar cum? Frații tăi mi-au spus că ai pierit în adâncurile prăpastiei. Tată, după cum vezi, n-am pierit, dar frații mei au vrut să mă piardă. Atunci când au crezut că eu sunt legat de frânghie, mi-au dat drumul de sus. Noroc că nu eram eu, ci numai că mea pe un bolovan de piatră. Pentru fapta lor mărșavă, pedepsește-i cum vei voi, fiul meu. Tată, eu îi iert. Pedeapsa să le dea la fiecare însă fapta lor. Deci să ieșim la scara palatului și să aruncăm câte o săgeată în sus. De va fi vinovat cineva, să fie străpuns de săgeată. Așa să fie precum spui tu. Aduceți arcurile! Cei trei frați ieșiră în fața palatului și aruncară săgețile în sus. Iar când se întoarseră săgețile celor doi frați mai mari, drept în creștetul capului lor se opriră, iar acelui mic, a lui Prâslea, căzut dinainte. Și după aceea, Prâslea făcu nuntă mare cu fata cea mică de împărat. Toți oamenii din împărăție se bucurară nespus. După moartea împăratului, Prâslea se sui pe scaunul împărăției și domnie ani mulți în pace și bună înțelegere.